A beneficiat de salariu, compensații și alte cheltuieli de la Parlament în valoare de 659.000 de lei. Asta arată în declarația de avere și interese personale pentru anul trecut a ministrului afacerilor externe Mihai Popșoi. Funcționarul a mai indicat dobândirea unei case de locuit în valoare de peste 316.000 de lei și a unui teren intravilan. Conform declarației depuse în 2023, Mihai Popșoi a primit un salariu de la Parlamentul Republicii Moldova de peste 267.000 de lei. A beneficiat și de compensații și alte cheltuieli de la Parlament în valoare de peste 392.000 de lei. Asta ar însemna că a ridicat un salariu lunar de peste 54.000 de lei. Însă unul dintre membrii familiei sale a obținut un salariu de la Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova în jur de 772.000 de lei. Totodată, în 2023, în timp ce ocupa fotoliul de deputat, a achiziționat un teren intravilan de 12 ari cu valoare de piață de 15.000 de euro și o casă de locuit cu valoare de peste 316.000 de lei. Acesta mai deține un apartament de 65 metri pătrați, achiziționat în 2016 cu valoarea pe piață de 405.000 lei. De asemenea, Mihai Popșoi a declarat 9 conturi bancare în care păstrează 227.770 de lei, 1.326 euro și 921 de dolari. În 2023, demnitarul a luat și un credit de 90.000 de lei de la Moldincom Bank. Popșoi a medicat în declarația de venituri un spațiu comercial de producție cu o suprafață totală de 236 metri pătrați cu valoare de piață de circa 60.000 de euro, dar și un Renault Kadjar în valoare de 325.984 de lei, aproximativ 17.000 de euro, produs în 2019 și achiziționat în 2022. Mihai Popșoi a fost deputat și vicepreședinte al Parlamentului, iar acum este ministrul al afacerilor externe și integrării europene. Totodată, el deține funcția de vicepreședinte și secretar internațional al Partidului Acțiune și Solidaritate.